Salut și bine ați venit la un nou hands-on. Sunt The Warlord și, deși n-am mai avut această rubrică de mult pe site, am decis să o reînviem cu un nou joc mai special. Este vorba despre Shank, care a fost lansat pe PlayStation Network și pe Xbox Live Arcade. Jocul costă $15 sau 1200 de puncte Microsoft și este un 2D side-scroller foarte violent, să zicem așa, are un stil artistic foarte interesant, dar hai să lăsăm vorbărea și să începem jocul. Testăm versiunea de PlayStation Network, adică pe PlayStation 3, și în timpul loading-ului văd că găsim și schema de control, vom avea grenade, un atac melee, un atac heavy, arme, săritură, putem schimba armele pe D-pad, avem și un buton de bloc, și grapple și pounce, care sunt două atacuri mai speciale, mai de apropiere contra inamicilor. Acesta este Shank, personajul principal al jocului. Iată cum ne prezintă și developerii de la Clay Entertainment. Și acest cinematic este introducerea jocului, care stabilește parametrii care vor fi valabili pe tot parcursul jocului. Îl vedem pe Shank, care caută pe cineva. Stilul grafic va fi păstrat și in-game, nu numai în cinematice. Este vorba despre un stil artistic mai desenat, poate comic book style combinat cu, nu știu, grafica care se folosește în jocurile în Flash, de obicei. Și povestea este foarte grindhouse style, să zic așa. Mi-amintește oarecum de Machete, dacă ați auzit de noul film al lui Robert Rodriguez. Și în general, filme de genul acesta se făceau în anii 70. What do you want me to do with them? Scena aceasta cinematică nu numai că stabilește personajele bune și rele din joc, ci ne arată și armele pe care le va folosi Shank în parcursul jocului. Este vorba despre acest cuțit pe care tocmai l-a luat de la un adversar. Și cele două pistoale. Și, în sfârșit, chainsaw, sau drujba pe românește, care va fi, probabil, arma care va face cel mai mult damage. Jocul nu este lipsit de violență grafică și de sânge. Și cred că acum începe și acțiunea propriu-zisă. Iată-l pe Shank, îl controlăm cu stick-ul stânga, analog. Acesta sare automat peste obstacole. Și iată, pătratul este folosit pentru a ataca cu ajutorul cuțitului. Triunghiul taie oamenii cu drujba. Iar cerculețul îi împușcă. Pe R1 nu putem să îi prindem și folosind unul din butoane putem executa una din loviturile speciale, care folosesc acțiunile normale ale butoanelor. Sper că sucul sau berea, cred că, nu știu, va împrospăta viața. Și asemeni altor materiale media bazate pe comic books, vedem aceste panouri care apar în timpul gameplay-ului, care ne dezvăluie ce se întâmplă în poveste pe alte planuri. Shank se cațără pe pereți de unul singur, nu trebuie să apăsăm pe nimic, doar să mergem în direcția acestuia. Iar pe R2 facem acest pounce, un atac foarte violent care poate termina inamici dintr-o singură lovitură. Ok.
După cum se poate vedea, stilul artistic este foarte bun, arată foarte bine. Unul din, probabil, cel mai arătos joc 2D la ora actuală. Cel puțin în acest, care face parte din acest stil de benzi desenate. Se pare că pe acești inamici nu-i putem ataca aerian. Dar nu sunt anti-glonți. Cățelatul pe pereți e infinit. Avem aceste puncte de care ne putem ține pentru a sări peste obstacole mai adânci. Ok. Și continuăm. Next. Jocul este plin de acțiuni foarte spectaculoase și ieșite din comun. Cum sugerează și stilul artistic, nu este un joc realist, nu se ia foarte mult în serios și preferă să ofere o experiență plăcută și over the top decât ceva mega realist. Iată cum soarele dă un efect de umbră personajelor și totodată o atmosferă foarte artistică, să zic așa, pe care rar ori o putem vedea în jocuri. Poate în seriale de animație vedem mai des chestii de genul acesta, dar în jocuri mult mai rar. Și continuăm. Am găsit și grenadele și puțină viață. Se pare că putem merge pe această pancardă publicitară. Hai să folosim și o grenadă. Destul de eficientă, aș putea spune. Place că fiecare personaj are numele său acolo sus, sau cred că fiecare gen de personaj are numele său propriu. A. Sper că dacă mori ești înviat de la un checkpoint care nu e foarte depărtat. Și continuăm drumul spre inevitabilul boss de final, care va fi chiar The Butcher, se pare, din flashback-ul pe care l-a avut la începutul acestui demo. Luați și voi o grenadă. Aceste intrări ale inamicilor în fugă care pot face damage și mi-amintesc de brawlerele mai vechi din anii 90, de genul Double Dragon sau River City Ransom, jocuri celebre pe acea vreme și care au rămas și acum destul de cunoscute în gaming. Mai bem puțină licoare de viață și da, am ajuns la inevitabilul boss fight. Shanks se va lupta cu vechiul său inamic The Butcher. Și cred că obiectivul este mai mult să mă feresc decât să-l atac. Se pare că... da. Este genul de boss fight clasic în care trebuie să
îl păcălești pe inamic să se lovească singur, iar apoi să-i aplici o lovitură bine plasată. Încerc să mă feresc de el, pentru că văd că nu pot să-l rănesc nici cu pistolul, nici cu atacurile de cuțit. Și... bun. Se pare că nu contează pe ce apăs, acesta tot cu drujba va ataca. Iar m-a prins, dar nu-i nimic. Come on. Și... da, urmează atacul. Bun. Încă două și cred că e gata. Ce bine că asemenea serii Devil May Cry, momentul în care trag cu pistolul, personajul levitează. Din nou atacul special al acestuia. Și din nou... îmi place că bătaia asta, deși foarte simplistă din punct de vedere al mecanicilor, este foarte epică și muzica și personajele de din decor și chiar și bossul de final de nivel este destul de mare. Și mi se pare totuși ciudat că nu poate fi rănit de gloanțe, asta e absolut aberant. Și cam asta a fost și bossul. După cum spuneam, nu există cenzură în Shank. Avem o decapitare. Dar se dovedește că inamicul pe care tocmai l-a învins nu este cu adevărat The Butcher, ci este un impostor. You can take the train to... I know where it is. Și asta concluzionează și hands-on-ul pentru Shank. Este un joc ok, foarte, foarte plăcut de jucat și foarte plăcut vederii, pe care vă invit să-l încercați. Este deja disponibil pe PlayStation Network și Xbox Live Arcade. $15. It's pretty good. Puteți face lucruri mult mai inutile cu $15 în ziua de astăzi. Sunt The Warlord și vă aștept la un nou hands-on sau la un nou material video pe The Gamecast în curând. La revedere!